Dacă ar fi să dați un sfat unui australian care merge pentru prima dată în România, ce ați spune neapărat să vadă, să viziteze? Să aibă grijă de buzunare. Să aibă, nu să aibă grijă de buzunare, că nu peste tot se fură. Astea sunt mai denigrări pentru țara românească. Da, sigur că da. Nu toți, dar sunt români care sunt foarte primitori. Însă da, australienii nu prea sunt primitori. Dar însă totuși sunt oameni, știi că te respectă, îți dă bună dimineața, nici nu te cunoaște, te vede pentru prima oară în viață și te salută. E totuși un respect. Și noi românii salutăm. Eu am vecini acasă care mă salut cu ei și m-am văzut pentru prima oară. Sunt foarte, foarte cum se cade și aici oameni. Însă, asta este. Deci ce ați spune să viziteze? Ce ați recomanda unui australian care se duce pentru prima dată acolo? Unde? În România. În România. Să ducă pe Valea Prahovei, la Brașov, la Sibiu, pe Dealul Negru, care e așa de frumos, și la Mănăstirea Cheia. Sunt atâtea serpentine. Să viziteze Muntele Roșu. Ați mai fost la Grand Piens înainte? Unde? Aici? Da. Nu am fost niciodată. Domnul Petru, că călătorie plăcută și mai stăm de vorbă, da, în timpul mulțumesc zilei, da? Și îmi pare bine că ne-am revăzut după atâția ani. Sigur, cum să nu? Noi suntem o familie, toți suntem frați români. Și să ne mutăm la doamna. Nu, că n-am. N-aveți, n-am povestit asta. N-aveți nicio senzație. Nu, deocamdată nu, nicio opinie. De ce ați hotărât să veniți în excursia asta? Ah, pentru că îmi place păi foarte mult la Grampie. A știu că viu și eu. A știu că vine domn Petrică și de aceea. Și a doua zece oară când merg la Grampie. Sunt locuri superbe. Dar puteți hotărâ să mergeți cu o excursie australiană. De ce ați ales o excursie românească? Pentru că îmi place să merg între români. Din cauza asta, nu este o surpriză. Din cauza asta. Mulțumesc. Și îmi plac locurile acolo. Și îmi place să stau de vorbă cu românii. Da. Și îmi place să merg cu pasul mare, cu cociu. Da. Ce plină de spirit. Sunteți largă ca viața. În spirit, în suflet. Da, așa este. Sigur că în România mergeați și acolo în excursie. Bănuiesc că sunteți am fost cu mare grijă de buzunare și de geantă, de aceea vorbesc așa, pentru că am fost atacată, am fost furată și, desigur, am rămas pe impresie foarte urâtă. Din România? Absolut. Mai ales din Bucureștiul meu iubit. De fapt, am și o experiență în asta de furat, de a fi furat, dar... Abă, am greșit. Nu numai în România, dar și aici am fost furat, deci nu putem spune că... Aici mi s-a spart casa, am fost furat și chiar alaltă seară am venit la mașină și mi-am găsit mânerul forțat în centrul Melbourne-ului. Astea sunt cazuri foarte frecvente cu mașinile. Într-adevăr, nu pot să spun că în Australia nu se învăț. Sunt foarte mult, dar nu chiar așa ca seara noastră de mașină. Aici sunt foții foarte amatori de mașini, pentru că merg în business cu ele. Și aici nu se doarme pe stradă. O dor și aici. Da? Sunt. Numai sub poduri se doarme și aici. Mai cunosc pe cineva care zicea că în România găsești copiii pe stradă și oamenii și... Dar aici cum îi găsești? La fel. Păi linge câinii la gură. Da, și așa. Să nu mai zică că e așa. A venit cineva din România acum 2 săptămâni. La fel, a venit cu fotografii și a arătat oamenii în stumpiori pe trotuare. Și în America? Și la fel. Nu, în București. Și în București? Da. Și lingea câinii la gură și într-o mizerie crasă. De plâns, oamenii în vârstă. Nu se poate așa ceva în secolul 21. Și aici da, și în America e și peste tot. Vă aduceți aminte de prima excursie care ați făcut-o? Îmi aduc aminte. Am făcut-o la Sinaia. Foarte frumos a fost.
Eram destul de tânără, știu eu. 14, 15, 16 ani. Și ce vi s-a întâmplat acolo? La Sinaia se întâmplă multe lucruri. Nu mi s-a întâmplat nimic rău. Nu, am fost în grup organizat, cu școala, cu ceva. Dar am fost multe fete, mult băieți supravegheați, dar... Credeam că sunt prapuși. A fost pe timp de iarnă, am avut zăpadă, am schiat, am învățat să schiem. Și ce, în afară de munte, ce v-a mai plăcut la Sinaia? Institutul teologic. Nu știu ăla. Nu mai știu, nu mai țin minte, sunt prea multe. Ați vizitat castelul Peleș? Peleș. Da, da, l-am vizitat, dar nu mai îmi reamintesc, așa, vag. Nu prea era voie pe vremea aia, poate. Așa, din trecere. Erau anumite zile. Da. Am vizitat salonul roșu, verde, la Peleș. Păi să vă las atunci că nu vă aduceți aminte de prima excursie cum trebuie. Înseamnă că ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat. Am fost prea tânără ca să dau importanță la asta. Era mai mult ușoaca cu alergatul, cu zăpadă. Cu... Mi-aduc aminte și eu am fost odată tânăr. Bine, și acum nu și nu mi-aduc aminte nimic de ce mi s-a întâmplat la Sinaia. De când a fost mică nu și-aduce aminte că... N-a știut că în anul 2000 o să-i se ia un interviu. Pe drumul spre Grand Piens în Australia. Da. Nici nu visați. Păi dacă nu doarme noaptea, cum să viseze? Bine, călătorie sprâncenată. Ne vedem mai încolo. Mulțumim. A dat cu peștele în apă. Da, ei trage numai în apă, tăței. E cald. Pentru prima dată în excursie, doamnă? În cu un grup românesc? Nu. Ați mai fost? Am mai fost, sigur că da. Dar pentru prima dată la Grand Piens? Am mai fost încă. Și mai mergeți odată? Și mai merg odată. Și mai merg încă odată. Ce v-a impresionat la Grand Piens? Totul. Muntele, pomii, pietrele. Ce? Și toată natura. Înseamnă că dacă vă place așa de mult, mai mergeți și cu alte excursii, cu alte naționalități. Da. Am fost cu naționalitatea maghiară. Am fost în Tasmania, am văzut toată Tasmania, care seamănă foarte mult cu România. Brazii. În Tasmania sunt niște brazi foarte frumoși, care seamănă cu brazii de la Sinaia și de la Predeal. Și totul e foarte frumos. Deci în România ați fost o excursionistă dedicată? Nu prea, pentru că nu aveam timp în România. Aveam servici, aveam copil, mai rar. Acum sunt pensionară, pot să merg, pot să-mi permit. Nu mai sunt pentru că sunt.